Bine v-am regăsit la GoTech. Astăzi vom avea o ediție diferită. Vă voi prezenta aplicația Simera și cum putem în doar câteva minute să transformăm o fotografie să devină profesional. Prima dată când veți rula aplicația, va trebui să vă creați un cont. Eu l-am făcut deja, voi sări peste acest pas și voi încărca o fotografie pe care am realizat-o astăzi ca să vă demonstrez. Prima dată veți observa meniul de sus în care avem partea de editare, în care putem realiza, de exemplu, un colaj. Putem realiza o felicitare pentru ziua unui prieten sau pentru Crăciun. O putem roti fotografia. Putem tăia din ea anumite elemente pe care nu le dorim. Avem secțiunea după aceea de corectare. Pentru cei care se pricep mai bine la fotografie, se pot juca cu luminositatea, contrastul sau saturația, iar cei care nu se pricep așa bine, se pot juca cu secțiunea de auto, în care aplicația va rezolva automat problemele fotografiei. Cea mai interesantă parte la această aplicație este secțiunea cu efecte. Avem partea cu filtere, în care avem anumite filtere retro, ne putem juca de asemenea cu intensitatea lor. Putem adăuga și o bordură, de exemplu o rolă de film, sau adăugăm și un blur, sau anumite elemente decorative. Aplicația se numește Simera și poate fi downloadată gratuit de pe Google Play Store. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept data viitoare cu cele mai noi informații din tehnologie.